La doar 15 ani, un băiat din Trușești are deja probleme cu legea. În loc să fie preocupat de activități pentru vârsta lui, Puștiul este cercetat de poliție după ce a furat mai mulți bani din casa unei vecine. Femeia de 79 de ani a sesizat că din locuință îi lipsesc 9500 de lei și a anunțat poliția. Oamenii legi au reușit să-l identifice pe principalul suspect. Autorul faptei a fost identificat de către colegii mei în persoana unui minor în vârstă de 15 ani din aceeași localitate, în cauză fiind continuate cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. În perioada februarie-martie, puștiul a intrat de mai multe ori în casa victimei și a sustras bani. Cu ocazia audierilor, minorul a predat organelor de poliție suma de 1400 de lei.